România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Cu siguranță lumea noastră trăiește cel mai complicat moment de generații încoace. România se confruntă cu diverse crize, ne uităm cu neîncredere unii la alții, soluțiile sunt puține și ce este cel mai greu este că părem lipsiți de perspective. România se prăbușește pârind din toate încheieturile sale, modul nostru de a fi, capacitatea de a ocoli regulile, acel merge și așa, impostura, numirile piloase în funcții, furtul, individualismul și au astăzi nota de plată. Am ajuns la fundul sacului, prieteni. Semenii noștri mor pentru că aici am fost păstoriți și ne-am și complăcut într-un sistem care a răsturnat lumea cu fundul în sus și a zis, domnule, așa e bine. Fiecare minciună care s-a spus se sparge astăzi luând o nouă viață. Iar noi stăm față în față cu moartea, fără spitale, fără oxigen în unele, incapabili să luăm orice fel de măsuri. Și ne pregătim și de o furtună economică, una care ne va sărăci, dar și de o iarnă pe care mulți dintre noi nu și-o permit. Doar că dincolo de ce putem face și spune acum, pot interveni liderii. Aici apar oamenii de la care așteptăm să facă ceva mai mult decât pentru grupul lor. Acestea sunt momentele în care clasa politică nu își abandonează oamenii și face ceea ce trebuie. Ei bine, deocamdată la ora asta se votează, nu se mai votează. Nu avem niciun guvern, guvernul Cioloș nu a fost investit și toată lumea știa că era un lucru făcut doar ca să îndeplinească o formalitate. Iar diseară e o ședință care va aduce sau nu va aduce niște măsuri restrictive. Vă propun să folosim momentul pentru a da un mesaj președintelui Iohannis, cel vinovat în primă măsură, dar și singurul de la care putem aștepta ceva. Încep eu, așadar, mesajul meu către președintele Iohannis. Domnule președinte, și ieri, și acum o săptămână, și acum o lună, ședința de astăzi venea prea târziu. Mii de oameni au murit din cauza lașității dumneavoastră și a întreg corpului politic. Un lider este acela care în momente grele ia măsurile care dor cel mai mult și care nu ajută în niciun fel popularitatea sa, dar care trebuie luate ca să mergem mai departe. O țară nu se conduce doar cu sondaje. Nu este un episod doar dramatic, cum spuneți, ci unul rușinos în care v-ați dat măsura capacității, înțelegerii și respectului față de cetățenii acestei țări. Mulți dintre oamenii onești, muncitori și echilibrați vă părăsesc astăzi pentru că nu pot înțelege cum de-ați lăsat țara în brațele dezinformării, cinismului și a morții. Nu știu la ce fel de măsuri vă mai gândiți și ce mai puteți face, dar nu o să puteți șterge niciodată acest episod din inimile noastre. Nici de-ar fi să munciți în zilele de weekend. Ăsta e mesajul meu. Dar sigur că vă invit să mă contraziceți, căci nu pot să am dreptate tot timpul și desigur că e ușor să critici, important e ce pui în loc. 0372069599. Ce-i transmiți astăzi președintelui Iohannis? Ce așteptări ai de la șeful statului? Căci are și de făcut o nouă nominalizare, are de luat și măsuri domnul președinte. Și cum ar trebui să răspundă el la multiplele crize pe care cu toții le avem în față, nu doar el? România în direct este și pe Facebook, pe pagina Europa FM. Cred că eu am zis ce aveam de zis, vă invit pe voi acum, cred că dezbaterea poate porni. Marian este primul, bine ai venit la noi, Marian. Bine te-am găsit. Te ascult. Bine te-am găsit, bună ziua tuturor ascultătorilor, mare lucru că am reușit să prind Europa FM.
Am ascultat mesajul tău, un mesaj foarte politicos, un mesaj foarte civilizat, ca să spun așa. Din punctul meu de vedere, în totală contradicție cu felul în care suntem tratați. Am să fac o scurtă dizertație și o să spun că din 1989, de când am participat la Revoluție până astăzi, am jurat, în prisma faptului că tata a fost catalogat chiabur, să nu votez nimic ce are legătură cu comunismul, și aici vezi acel PSD. Însă vreau să vă spun că votând și PNL, votând și pe Iohannis, am descoperit un lucru tragic, și anume că se pare că unii sunt mai răi decât ceilalți. Iar viitorul nu ne aduce nimic bun. Din punctul meu de vedere, președintele nu mai este președinte. Aș fi foarte fericit dacă s-ar naște o emulație din asta care se ducă la suspendarea lui, pentru că ceea ce se întâmplă în momentul de față este absolut de neconceput. Să anunți acum câtva timp că ai învins epidemia doar ca să câștigi capital electoral, să tratezi ceea ce se întâmplă acum cu indiferență și să faci jocuri politice doar să-l pui pe Câțu și să nu-i dai niciun suport lui Cioloș, să nu fii în stare să chem partidele și să faci o mediere. Faceți aminte cum făcea domnul Băsescu în trecut, de altfel, care nici dânsul nu era chiar ușă de biserică. Este, din punctul meu de vedere, cel mai mare exemplu de un om care este incapabil, lipsit de orice empatie, lipsit de orice înțelegere a scenii și vieții politice din România. El zice așa, deci, pe 24 iunie. La noi, exact, campania de vaccinare a fost un succes. Noi, practic, am oprit pandemia. Acum, da, însă, sigur, faptul că avem așa puține cazuri, nu mai avem un interes mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinței de vaccinare. Dar eu cred că vaccinarea este vitală. Sigur, Marian, că și mie și ție ne este la îndemână și probabil suntem furioși ca alte milioane de concetățeni ai noștri pe ceea ce s-a întâmplat, pe lipsa de măsuri. Și ne îndreptăm către cel mai la îndemână, nu? Către liderul acestui sistem. Dar... Vreau să-ți dau un alt exemplu, apropo de cât suntem de supărați. Ok, am trecut peste partea de supărare. În 30 de ani în care nu s-a făcut aproape nimic, am învățat că trebuie să ne descurcăm singuri și că suntem buni doar să plătim taxe, impozite și din când în când să ieșim la 4 ani să punem ștampila. Eu vreau să spun altceva. Tot ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi are girul lui. Uitați-vă la creșterile de preț de energie, în care toată lumea a dat o bacă, este cu certificatele de dioxid de carbon, bacă cu certificatele verzi, ceea ce e total fals. Gândiți-vă că a venit CEO-ul de la Enel, italianul, în România. Așa. A avut întâlnire la Palatul Victoria cu domnul ministru Câțu, prim-ministru Câțu, care știm relația care are cu domnul Iohannis. După aceea s-au deplasat cu între corteciu la domnul Iohannis, la Cotroceni. Deci discuții la nivel înalt. Vă aduceți aminte să știi că întreaga Europa nu are soluții foarte clare la chestiunea asta. Nu, eu vreau Sunt să vă spun multe motive. E adevărat, preț. Dar eu vreau să vă spun doar un lucru clar care arată faptul că încearcă să ducă toate deciziile din viața politică către partea economică, către partea privată, către partea de cerere și ofertă. Au venit și au spus toți atunci, domnule, a venit Enelul să încerce să limiteze nivelul la preț. Vă aduceți aminte, da? A fost un fir de speranță. Știți ce s-a întâmplat după ce a plecat Enelul? După ce a plecat Enelul, Hidroelectrica, care este companie de stat, producătoare de energie electrică, a postat pe bursă vânzare de energie pentru anul 2022 la 601 lei și a fost cumpărată de Enel cu 821 de lei. Îmi spuneți dumneavoastră mie ce fel de negociere asta când până acum se negocia la 50 de bani, un leu, un leu, 52 lei, să dai 221 de lei? Nu știu detaliile, să-ți spun. Vine, spun eu. Ok. Bun, am înțeles, uite, o să mă uit, că nu stăpânesc lucrurile. Atunci este că o ducem în direcția, domne, cererii și ofertă și politicul nu se implică? Da. Eu vă spun că politicul se implică și se implică în defavoarea cetățeanului de fiecare dată. E o teorie, am promisiunea, nu am prins momentul, am promisiunea încă ministrului energiei Virgil Popescu, da, că vine aici în studio. Deci a promis și sper ca timpul, vremurile să ne lase să vorbim despre chestiunea asta. Îți mulțumesc, Marian. Discuția de la România în direct a plecat însă de la președintele Iohannis. Sigur, cel mai criticat. Astăzi spunem că el e primul vinovat, pe lângă multele vinovății pe care putem să le adăugăm la nenorocirile pe care le trăim. Dar trebuie să venim și cu ceva soluții. Sau poate să-i spunem noi, domnule, uite, așa se rezolvă. Salutare, Ovidiu, ești la România în direct la Europa FM. Vă salut, domnule Striblea. Eu am înțeles tema
tema și cerința emisiunii. Aș vrea totuși să nu mă adresez domnului președinte Iohannis, aș vrea să mă adresez mai degrabă ascultătorilor europene. Și anume, noi toți plecăm de la premisa că președintele este bine intenționat, că eventual vrea să facă lucruri bune, dar oarecum, din neștiință sau dintr-o proastă consiliere, nu reușește să le facă. Dar dacă am întoarce puțin datele în ecuație și ne-am dat seama în cele din urmă, că de fapt este rău intenționat. Dacă a fost de la bun început rău intenționat, nu există oare și posibilitatea asta? Eu o exclud. Cum aș putea să mă gândesc că un om care e acolo să fie rău intenționat în a face ce? Păi în a face tot ce e mai rău, pentru că niciun fel de demers la care s-a angajat domnul președinte nu a fost dus la bun sfârșit și mai mult decât atât, nu am văzut niciodată până acum să facă ceva concret care să aducă spus bunăstare, dar mai binele unei situații. Și în consecință, eu sper că în cele din urmă, și acum trec automat în cea de-a doua cerință, și anume să găsim o soluție, cred că până la urmă soluția este să suferim un pic, să ne dăm seama că până la urmă, privind în exterior, că cineva vine și rezolvă treaba nunțește sau face un lucru bine făcut pentru că etnia din care face parte o face mai bine decât, să spunem, altcineva. Deci să întoarcem fascicolul de lumină către noi înșine și așa cum poporul ăsta a găsit întotdeauna resurse prin noi înșine să ieșim din situațiile de criză și critice, să găsim și acum resursele să ieșim singuri din situația asta și să nu ne mai punem speranțele în altcineva. Vezi, poporul e divizat în momentul ăsta. Unii zic hăi, alții zic cea. E adevărat, e adevărat, este divizat, dar durerea și disperarea, eu cred că vor fi liant până la urmă, în loc să fie dezvinare. Asta, aici îți dau dreptate, durerea îi unește și furia, de-o parte și de alta a diverselor situații, îi unește împotriva președintelui și a forțelor de la putere, că așa se întâmplă în general. Acum toată lumea e nemulțumită. Și vacciniști, și nevacciniști, și cei care sprijină restricții, și cei care văd criza economică într-un fel. Dar știi ce se întâmplă în situații din astea, când toți suntem nemulțumiți? Politicienii, liderii, își asumă un anumit tip de rezolvare. Tu poți să pui degetul pe tipul de rezolvare pe care l-a oferit astăzi clasa politică din România în frunte cu președintele pentru ceea ce trăim? O să zici, domnule, uite, ei au adoptat soluția asta și au mers cu ea înainte. Eu nu pot să pun degetul. Eu continui să cred, adică eu cred că până la urmă suferința va genera bine. Da, așa suntem. Va genera bine. Așa suntem învățați să credem, că după o perioadă grea vine o perioadă ușoară, bună, că lucrurile se îndreaptă. Dar dacă te obișnuiești cu răul, da, știi, s-ar putea să fie... Cu răul nu te poți obișnui. Așa? Deci cu răul nu te poți obișnui. Poți coexista o perioadă împreună cu răul de care vorbim noi, dar nu te poți obișnui cu el. În cele din urmă se va găsi mijlocul prin care să îndepărtăm corpul străin. Mulțumesc. Nu știu cine e corpul străin. Și da, poate este un lanț de vinovăție aici. Trăim o grămadă de probleme, începând de la modul în care s-au purtat membrii cabinetului, începând de la modul în care liderii sanitari din România au propus soluții și politicienii le-au respins, trecând apoi prin vinovăția certă a unora dintre noi, care au deschis microfoane, megafoane pentru tot felul de oameni, a căror competență și bună intenție chiar este pusă sub semnul întrebării. Am fost ciruiți ca într-un război, iar oamenii și-au pierdut viața. Astăzi, lucrurile acestea știm clar că vor continua, nu avem un guvern, nu avem politicieni responsabili care să apuce taurul de coarne, cum se spune la noi, ba mai mult, e și o frică teribilă de măsuri dure. Guvernul Cioloș propusese un set de măsuri mai aplicate, da. După cum vedeți, sprijinul politic nu a existat și a fost trimis acasă. Hai să vedem ce ne oferă actuala putere. Ludovic, salutare, ești la Europa FM, la România în direct. Salut, Cătălin. Salut, Cătălin.
Vreau să spun următorul lucru. Dacă s-ar fi angajat un guvern numai să dea, nu să și ceară, cred că toată lumea era mulțumită. Din păcate, clasa politică de care spuneai că trebuie să-și asume responsabilitatea și liderii să iasă în față și să aplice măsuri dure, nu există. Nu există. Pentru ei există numai votul. Și să rămână veșnic etern parlamentar sau primar sau consilier. Ascultă-mă un puțin, Ludovic. Ai spus un lucru esențial când ai deschis această intervenție, că dacă era un guvern care numai să dea, atunci lucrurile erau bune. Așa au fost privite guvernele în România și așa a existat o presiune fantastică a societății asupra acestor guverne. Doar să se dea. Exact. Politicianul român a înțeles că funcția implică să-mi dea mie ceva, să-ți dea ție ceva și să nu supere pe nimeni. Exact. Din păcate, da, toată lumea, da, lucrez în servicii. Intru în contact cu sute de oameni, dacă nu mii de oameni, într-o lună. Vreau să spun că foarte mulți spun următorul lucru. Mi-a luat, nu mi-a dat. Până ca să-ți dea cineva ceva, cineva trebuie să muncească și să pună în coșul ăla ca să aibă de unde să-ți dea. Orice fel de ajutor, că vine de la Uniunea Europeană, eu știu, zahărul lei sau eu știu ce vine de acolo, că vine de la guvern, că îți dă un ajutor pentru încălzire, pentru apă caldă, pentru hrană, pentru orice vrei. Dar pentru acei bani, cineva trebuie să muncească și să colecteze, că din taxe, că din impozite, că din orice trebuie să-i colecteze. Ne întrebăm că de ce s-au vândut companiile de stat. Păi s-au vândut companiile de stat ca să acopere aceste găuri. Aceste găuri, CEZU, care este o companie de stat, cehă, profitul făcut în România sau Enelul, companie italiană, da, de stat, sau Gaz de France, când s-a privatizat Distrigazul, companie de stat franceză, a cumpărat acțiuni în România. Ce face cu acele dividende? Le duce în statul francez sau în statul ceh, ca cetățenii din statul respectiv să o ducă mai bine, să poată să suporte aceste crize. Ce a făcut statul român prin politicienii pe care i-am votat 30 de ani de la Revoluție încoace? Au vândut companiile de stat la mezat. Cum le-au vândut? Că la fir vechi. Cum a fost pe vremea lui Iliescu și a lui Roman. Le-am vândut la fir vechi și acum ne uităm că nu avem companii care să susțină aceste deficite bugetare create de cine? De politicienii noștri, care sunt de 20 de ani sau de 30 de ani în funcție, parlamentari. Hai să îndreptăm niște lucruri. CEZ e o companie deținută predominant de statul ceh, adică nu e... 70%. Are și proprietari, da? Privați. Oamenii are. Poate știu să facă dar afaceri mai bine ca noi. Profilul ei este să facă dividende, da? Da, da. Chestiunea asta cu vânzarea companiilor, să știi că în România au crescut și au apărut și alte companii, adică economia României nu a stat. Nu discutăm companii de stat, nu discutăm companii private. Da, sunt companii private. Și statul, uite, a făcut doamna Firea multe companii. Ești mulțumită? Ești mulțumit de... Da? Acele companii, dacă ar fi fost profitabile și să investească în statul, da, să cumpere acțiuni la companii, compania de apă, să spunem, da, compania de apă din București, da, ca să nu... Da, care aparține unei companii franceze jumate și jumate primăriei București. E o afacere bună, nu? Adică... Afacere bună, da, acum depinde pentru cine. Pentru companie București, doar au luat câteva milioane de euro primăria de la francezește. De la noi a luat, că noi plătim. Dar nu asta e esența discuției în momentul acesta. Vreau să ajung în altă parte, da? Vreau să ajung să acopăr cu altceva. Atâta vreme cât un politician este pus și stă acolo pe scaunul acela 4, 6, 8 mandate, Vreau să spun că acel politician, dacă a semnat ceva cu 20 de ani, cu 30 de ani, un document, acela este prescris, chiar dacă a fost făcut cu rea intenție.
Dacă noi ținem politicienii, indiferent de funcție, mai mult de două mandate, da? Peste 8 ani ceea ce a semnat în primul an se prescrie acel document. Deci poate să fure cu bună știință că știe că o să rămână acolo și nu o să îi se întâmple nimic. Primar, secretar de stat sau eu știu... Ar merita asta la un moment dat o dezbatere. Da? Îți mulțumesc. Da? Vreau să-i aud și pe alți oameni, că se sună foarte mult astăzi. Dar să știți că președintele Iohannis are doar două mandate. Pentru mine asta este un mare semn de întrebare. Nu ai ce pierde în acest moment ca politician dacă ai fi făcut lucrurile așa cum au fost firești în alte țări. Rezolvarea pandemiei ți este dată și de situații pe care lumea în care trăiești, aliații tăi le-au rezolvat, da? Statele Unite au găsit un fel de proceduri, Franța a găsit proceduri, Marea Britanie a găsit proceduri, toată lumea a încercat câte un sistem. Ei, ce să vezi, surpriză, România s-a făcut că face treabă, a pus măsuri pe hârtie, dar în realitate a lăsat alegerea individuală fiecăruia. Și asta e marea întrebare la care președintele Iohannis trebuie să răspundă astăzi cu colegii de ședință. Domnul președinte, mai mergem, domnule, pe sistemul ăsta în care lumea alege singură dacă trăiește sau moare? Sau încercăm și alte variante? Ce ziceți? Asta e întrebarea esențială. Și apropo, tot astăzi după ședința asta trebuie să ne spuneți pe cine puneți, domnule, să facă treaba asta. Pe domnul Câțu, pe altcineva de la PNL, îl chemați pe domnul Ciolacu, că e cel mai mare partid. Vă hotărâți un pic? Constantin, salutare! Bună ziua! Bună ziua! Mesajul, mesajul unui sibian către domnul președinte. Mesajul meu pentru domnul Iohannis, prin lentoarea dumneavoastră o să mai moară mulți români pe capete. Asta e primul mesaj. Al doilea mesaj, deși l-am votat de două ori, l-aș vota cu drag și să-l demit. Așa că ori să-și dea demisia, ori să se întâmple ceva ca altfel. De ce? Ce crezi? Demisia și împingerea către demitere, suspendare, e cel mai simplu lucru. Ce pui în loc după asta? Adică, ce faci? Păi, cu cine? Nu știu ce am putea pune în loc, pentru că toți politicienii, aproape toți, sunt la fel. N-au nici... Vezi? N-au niciun gând de a face țării este bine și oamenilor din... Doamne, nu e, hai puțin, un pic, hai să ne revenim. Suntem oameni cu scaun la cap, suntem echilibrați, onești, suntem... De ce crezi tot timpul? Eu înțeleg doza de neîncredere, dar totuși, să vii să spui că cine ajunge mereu într-o funcție de asta vrea să-ți facă rău, e cam mult. Nu am spus că toți, sunt la fel și nu toți vor să facă rău, dar am impresia că prea mulți sunt de meserie de 30 de ani politicieni și n-au adus un plus. Sunt acolo în loc călduț, mai de mult parcă se mai vota legile cum fiecare cum îi dicta conștiința. Mai nou se votează legile cum dictează partidul. Aici te contrazic. Eu cred că s-a votat la semn la celebrele discuții cu... degetul șefului de grup, cred că se votează de 15-20, dar ce? De 30 de ani, cred că se votează la semnul șefului de grup. Sigur că au fost și parlamentari mai utilați la minte, care au zis da și nu în anumite situații. Dar, uite, aici suntem o adunare națională care trebuie să propună și soluții. Uite, domnul președinte are crizele astea în față. Poate e descumpănit astăzi. Poate lucrurile nu s-au așezat cum vrea el. Cum îi sugerezi să facă? Păi, să fim serioși, doar nu e singur acolo. Are o grămadă de... o mulțime de oameni ți-am lângă pus, el. Bun, facem altfel. Cu școală. Îți pun eu opțiunile în față. Sunt două. Domnul președinte, îi închidem și numim un guvern dur sau îi lăsăm să trăiască pe cont propriu ca până acum? Iată, ești președinte, Constantin. Hotărăște. Fiind președinte la ultimul mandat, clar îi închidem și cât mai dur, că astfel nu avem o soluție de scăpare. Ok. Iată. Nu, venim în vară, dăm mesaje, pandemia s-a terminat,
gata, putem să facem ce vrem și acum, și acum ce facem? Acum moare lumea pe străzi, cum s-ar spune. Constantin, da, îți mulțumesc. El e sibian. Nu-i ușor să fii președinte. Și v-am mai spus, politicienii sunt supuși dezamăgirilor. Rare ocazii în care cineva va pleca în aplauze. Dar sunt și puține ocaziile în care vezi că luni de zile nu se întâmplă nimic. Mergem la golf, prieteni. Noi am avut o vară cu golf. Zici că venea o toamnă obișnuită peste noi. Larisa, mesajul tău către domnul președinte. Bună ziua! Te ascultăm la Europa FM. Ceea ce se întâmplă astăzi, din păcate, este rezultatul unor măsuri care trebuiau luate mult mai devreme, nu acum, măsuri dure, care cred totuși că nu s-au luat din frică, frica autorităților de către oameni. Cei 30% care s-au vaccinat, cred că au făcut-o totuși conștienți de faptul că în jurul lor sunt alți oameni care trebuie protejați. Și aici vorbim în primul rând de familiile noastre, de prieteni. Ceilalți care au ales să creadă în conspirații, în tot felul de personaje care au spus că vaccinul nu este bun, că nu este suficient de sigur, tot felul de idei din astea aiurea, cred totuși că au greșit. Acum, din păcate, în ultimul moment, nu știu ce mai poate face președintele în sensul de a lua niște măsuri restrictive, mult mai dure. Hai să-ți, dar, hai să-ți spun eu, sau să mă gândesc, scenariul din capul meu. Uite, nu știu, poți să mă contrazici sau să mă aprobi. Îi chem la masă pe toți liderii partidelor politice și le spun că avem o gravă problemă în societate și că aștept de la ei mesaje care să convergă, să ducă către rezolvarea situației. L-aș convinge pe domnul Vasile Dâncu, de exemplu, că vaccinarea nu este o armă a progresismului, cum domnia sa spunea în 28 iulie, că ăsta e mijlocul prin care progresiștii vor să controleze lumea. Deci tipul ăsta de mesaje politice, la ce Dumnezeu o fi ajutând? I-aș spune, băi, nu ești de acord cu vaccinarea, sau nu-ți place, sau crezi că e vreo armă politică, dar ce propui acum? Hai să ieșim de la masa asta cu o soluție. Aș vorbi cu prea fericitul Daniel să facă ceva mai mult decât să-i lase pe episcop să zburde, spunând că în spitale se dă foc ca să facă nu știu ce, că are putere prea fericitul Daniel. Aș face întâlniri cu jurnaliști importanți sau cu lideri de opinii. Aș face studii cu psihologi care să spună, domnule, cum primește țara asta mesajele mele? Ce ar trebui să le spun? Nu știu, am zis și eu așa, asta de la mine. Au avut timp să facă toate astea peste vară, nu știu, de când a început campania de vaccinare, au tot avut timp să, nu știu, să aleagă niște oameni care să transmită niște mesaje pozitive, să explice, să convingă lumea că totuși vaccinarea este o soluție, că nevaccinarea va duce la moarte, ceea ce se și întâmplă acum. Sunt lucruri grave care se întâmplă acum, sunt oameni care își pierd familii întregi. Au avut timp să facă această campanie credibilă. Din păcate, cred că nu că nu s-a dorit, dar nu știu. Totuși, oamenii au fost lăsați să decidă nu s-a dorit singuri pentru ei, fără să fie informații, corect. Informații, corect. Exact. Că eu înțeleg. Aici, decizia de unii singuri este, decizia pentru noi este esența democrației și a societăților noastre. Dar această decizie se poate face doar atunci când ești informat, când știi toate datele. Ori dacă tu, Larisa, ești lăsată de una singură în fața unui val de dezinformare, s-ar putea ca decizia ta să fie, cum să zic, viciată. Este păcat că și eu am întâlnit o groază de oameni care preferă să nu caute informații și să nu cerceteze,
și să ia de bună doar explicația unor personaje care apar pe la diverse televiziuni. Asta e... Cred că este mai simplu să nu te stresezi cu căutat unor informații și să iei de bun ce spun ceilalți. Asta e natura umană, să știi. Dar aici intervine liderul. Președintele Macron și-a pus cariera la bătaie, da? În momentul în care a hotărât că va exista un certificat verde în Franța. Primarul New York-ului astăzi a comunicat, e adevărat, neoficial, punându-și cariera la bătaie, foarte important acest lucru, că îi va obliga pe angajații primăriei, deci administrației locale din New York, să se vaccineze. E și asta o metodă. Nu știu dacă va funcționa, dar acel politician a ieșit cu această hotărâre și a zis, cine nu-i vaccinat aici, 30% din angajații primăriei din New York nu sunt vaccinați, nu mai lucrează aici. E o decizie care duce într-un sens sau într-altul și, desigur, îi pune la îndoială cariera. Nu toți oamenii vor mai vota, dar a făcut un gest. Asta la noi nu. La noi nu se întâmplă asta, din păcate. Nu știu, cred că le este greu să-și asume astfel de decizii. Da. Mulțumesc tare mult. Asta e, de fapt, frica de asumare. Dar chiar așa, domnule președinte Iohannis, dacă ați da un interviu, mă ofer eu. Mă ofer eu să vă iau acel interviu. Nu ne batem, nu țipăm unii la alții. E un interviu civilizat și frumos. Chiar aș vrea să știu resorturile cu care se funcționează. L-am invitat pe domnul Cîțu să vorbească cu voi, să știți. N-am văzut. Exact cum ați auzit voi, ați auzit și eu. L-am invitat pe domnul Emil Boc, că e lider informal, cum se cheamă acum, al PNL-ului, să vină să vorbească cu voi. N-am văzut. Asta apreciez. Cine intră în studioul ăsta și vorbește cu voi, apreciez foarte tare acest lucru. Stelian, zic bine? Stelian, salutare! Da, mulțumesc pentru răbdare. Mesaj pentru domnul președinte Iohannis. Cătălin, vreau să încep o a doua întrebare cu așteptările. Eu nu mai aștept de la Iohannis nimic încă de la jumătatea primului mandat. Și dacă nu mai aștept nimic, îți dai seama că nici mesaj consider că ar fi fără rost. Eu ce vreau să spun și o să mă asum proprietatea termenilor și voi argumenta tot ce spun, adică ceilalți erau doar hruți, ăștia și foarte, foarte picăloși. Nu știu. Și o să-ți spun și de ce. Bun. Și să o luăm cu începutul. În 2020, la vreo câteva luni de la pandemie, aveam 1365 de spitale la ATI. De atunci Iohannis ne-a anunțat de vreo 3 ori că s-a dublat capacitatea la ATI, ca să ne trezim acum că avem vreo 800, aveam la început, după aia le-o luat de la restul bolnavilor, pentru România nu se mai moare numai de COVID. Ăia de cancer l-am eradicat, am eradicat bolile de inimă, am eradicat tot, dacă mai eradicăm și COVID-ul, devenim un popor nemuritor. Deci, repet, de atâta ticăloșie de cât o dat dovadă Iohannis la momentul ăsta, cu numirea lui Cioloș, știm că nu va trece, toți știam, numai Cioloș a fost surprins și nervos astăzi că l-am văzut la declarații. El nu mai era singurul care credea că o să treacă. Și atunci eu te întreb pe tine. Nu o să discut măsurile, nu o să discut vaccinarea. Precizând că n-am un partid politic. Un guvern de specialiști care n-ar fi plătit politic. Orice decizie dură ar fi luat. Era potrivit sau nu era potrivit? Poate era potrivit, nu știu câtă lume l-ar fi susținut în Parlament. Adică, poate în acest moment este potrivit și un guvern de specialiști. Iohannis e mediator. Un acord cu forțele politice. Da, dacă vrei, e o soluție. Totuși PSD-ul a zis, băi, noi susținem un guvern de specialiști. Cred că nu mai trebuie să spunem că el are cuvântul în PNL, ce spune el în lege. Da, îți ferești clasa politică, îți ferești politicienii de deciziile dure, cele nepopulare și pui niște specialiști, niște oameni care pot încasa. Domnule, a hotărât Arafat, el e ministrul sănătății, certați-vă cu Arafat. În 6 luni rezolvam problema, da? Și puteam să avem un punct de zero. Da, iată o soluție. Pentru motivul că nu a făcut asta și a ales mascaradă, circ. Da. Circ. Eu spun că e foarte, foarte ticălos. Și acum o să spun ceva. Mie nu-mi place termenul și trebuie să te opresc când spui ticălos, că nu-mi place termenul și nu sunt de acord. Exprim acest lucru.
O să spun ceva. La primul mandat încercam să convinc pe maică-mea să-l voteze, când era cu Ponta. Și a zis maică-mea că pe el nu pot. Dumnezeu o ierte, să pricepea la oameni. O zis, uită-te la ochii lui, e un om rău. E, lăsați că dacă știți cum e, multă lume s-a uitat la ochii lui Victor Ponta și a zis, ba, ăsta e omul rău. E o emoție pe care un om o trezește în noi, da, știi cum e. Toate lucrurile astea ni se întâmplă, că eu tot spun, poporul român nu-i victimă, e complice. Da, bun asta, da. Da, în mare măsură, mulți dintre noi, da. Pentru că dacă la suspendarea lui Băsescu, Băsescu era suspendat, îți spun eu că niciun președinte nu-și mai permitea să facă mascarada asta. Dragul pentru meu. Că știa că poporul îl trage Stelian. De mânecă și dă cu el de pământ. Ascultă, îți mulțumesc tare mult. Nu cumva președintele Băsescu a fost suspendat mai puțin la Curtea Constituțională? Parcă n-am lămurit chestiunea asta. Nu a rămas acolo o celebră erată agățată prin monitorul oficial? Dar când primești un vot de 7,11 milioane împotriva ta, e și ăsta un semn politic că se întâmplă unele lucruri. Mă rog, vremuri drept cuta puse. Eu zic să vă uitați, apropo, în jurul domnului Băsescu, câte dosare penale mai sunt, domnule, astăzi? Multe, ia numărați un pic. Claudiu, salut! Bună ziua, Cătălin! Bună ziua tuturor! Sunt atât de multe chestii de zis încât nici nu știu de unde să încep, însă principalul mesaj pe care aș vrea să-l adresez președintelui Iohannis e următorul. Nu ne mai luați de proști, domnule. Să nu mai fim luați de proști. Aș vrea să știu și eu, suntem în valul 4, avem o criză sanitară groaznică, avem o criză economică de probabil o să ne lovească cât de curând, foarte, foarte puternic, avem o criză politică de ceva vreme. Cine este responsabil pentru toată treaba asta? Dacă vrei, cine? Facem un top săptămâna viitoare. Nu, dar haideți un pic să ne gândim. De un an și ceva, acum un an și ceva, toată lumea era victorioasă. Am dat fuma roșie jos. Am dat hoții, o să vină cineva mai bun, așa am sperat o parte din noi. Hai să vedem ce se întâmplă. Au avut toate pârghiile în a face ceva. Da? Președinte, guvern, iacătă, după un an și ceva, nu vedem nicio schimbare în bine. Ba, cu atât mai mult, aș vrea și eu să întreb, nu știu, sunteți mai bine informat ca mine, după cum bine știți, am început să primim ajutor din extern, de la anumite țări membre UE, pentru situația de criză medicală în care suntem. De ce avem nevoie de acest ajutor? Anul trecut, guvernul Cățu s-a împrumutat sume enorme de bani la niște dobândi. Stai că-ți spun că ce-a făcut, Claudiu. Dar îți mulțumesc, da, s-a împrumutat, e adevărat. Unde a dat banii? Păi unde să-i dea, taticule? Pe salarii, ce tot vă povesteam eu, cu un an și ceva. Are de plătit salarii, pensii mari și mai are de plătit și o pandemie foarte mare. Îmi pare rău, Claudiu, că te-am oprit acolo. Punctul tău de vedere e bun. Ne vom întoarce la discuția asta, să știi. Domnule președinte, România vă așteaptă și noi aici, diseară, că înțeleg că la 5:30 e discuția asta. Până una alta... Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.